Salut și bine v-am găsit pe canalul meu Everyday Life Videos. Avem aici un Ulefone Armor X3. L-am luat tocmai pentru astea. Deci tocmai pentru specificațiile astea de aici. Și pentru baterie. Aici se poate vedea. Un telefon simplu. Avem așa, hai focusează-mă. Avem quad-core, procesor quad-core, 2 GB de RAM, 38 de ROM, Android 9 Pie, 5000 de mAh, Face Unlock, bateria 5000 de mAh, Face Unlock, două camere pe spate, 8 megapixel, 2 megapixel, camera frontală de 5 megapixel, ecran 18.9 dustproof și waterproof, 5,5 ecranul de inch, 720 rezoluție pe 1440 și l-am luat tocmai pentru că mai lucrez și în medii din astea care îs cu mâs și îmi trebuie un telefon să reziste. Când avem de lucru la câmp cu tractoare sau cu din astea, nu prea bine să-ți iei telefoane din astea foarte sensibile, că praf este cât vrei, mai îl scapă jos sau te miri ce se mai întâmplă. Și e bine să ai și un telefon baterie mai mare. Asta cu care filmezi are baterie de 4500 de mAh. E un Xiaomi 8 Pro. Asta, hai să-i facem un unboxing. Să vedem ce conține Ulefone Armor X3. Cutia e ok, e faină. El vine ambalat într-o folie cam ca toate telefoanele, deci văd că ori mai progresat. E destul de greuț, nu foarte greu, dar îl simți că l-ai în mână. Hai să vedem aici. Să scoatem folia. Ce ne spune pe carcasă în spate? Pe cutie asta avem și noi. Aici ne spune că dacă vrem să facem un test waterproof, trebuie să închidem cutiuța de la SIM foarte, foarte bine și portul de încărcare. Asta trebuie să apăsăm pe el foarte, foarte bine și asta de la SIM. Nu vrea să-l focuseze. Dar în fine. Și trebuie să facem treburile astea două ca să-l putem folosi cum trebuie. El cam așa arată pe spate. Și asta va schimba un Samsung J3 din 2008, care și-a luat o freză destul de mult. Ce mai avem în cutie? Cheița pentru SIM. Mai avem cadou sticlă, folie de sticlă. Folie de sticlă 9H. Tot de la Ulefone. Ultra clară, rezistentă la amprente, nu shatterproof, adică nu se sparge și scratch resistant, rezistentă la zgârieturi. Cam asta e Ulefone-ul. Hai să încercăm să-i dăm o pornire, să vedem ce face. Asta e butonul de pornire. Și butonul ăsta roșu se poate configura în toate felurile care vreți voi. Hai să-i dăm frumos asta jos. Bă, are o pornire destul de bunicică.
Da, știu că durează mult să pornească pentru că nu are specificații de avion, cum ar veni. Asta durează mult să-l pornești, dar și mult să-l oprești. O să pun repede și sticla pe el. Gata, că tot durat aici 2 minute. Am pus și folie de sticlă pe el. Și cam așa arată după pornire. Butonul mi se pare foarte, foarte moale de apăsat. Și aici așa îi dăm start. Trebuie să-i dăm înapoi. Să vedem aici așa ce limbi mai are. Are și română. Pac. Română, România. Pac. Începeți. Trebuie să introduc cartela SIM și după aia o să încep configurarea. Acum, la început, totul e bine și frumos. Să vedem după câteva zile.